Meci greu în deplasare la Făgăraș. Moldovenii trebuie însă să învingă, să se poată califica fără probleme în turneul final al Cupei României. Va fi greu în repriză? Să sperăm că nu, să sperăm că rezolvăm meciul în prima repriză și să nu avem emoții pe final. Oricum, diferența de 9 goluri este una destul de mare și o să ne dea încredere în retur. Antrenorul echipei HC Făgăraș este conștient de valoarea echipei vasluiene, dar va lupta până în ultima clipă. Noi o să încercăm la Făgăraș, la fel cum am jucat aici, frumos, curat, să facem un spectacol sportiv. Nu asta le cer băieților, eu vreau să facem un meci care să ne ajute, să încercăm să ne ridicăm la nivelul echipei dumneavoastră și să ne pregătim pentru meciurile de campionat care încep săptămâna viitoare. Returul de la Făgăraș se va disputa duminică de la ora 12, ținând cont de rezultatul de la Vaslui pentru a obține calificarea, elevii lui Leonard Bibiric nu trebuie să piardă la o diferență mai mare de 9 goluri.